Pentru al doilea an consecutiv, Dinamo București și CSM Arcadia Galați au disputat primul trofeu al sezonului, Supercupa României la volei masculin. Dinamo București s-a impus cu scorul de 3-2 pe seturi 25-23, 23-25, 27-25, 26-28, 17-15. După un meci cu adevărat excepțional, care ne dă speranța că totuși în voleiul românesc se mai poate întâmpla ceva frumos. La fel ca și în alte țări, iată că ușor-ușor și la noi se încearcă stimularea interesului pentru întrecerile de volei. Astfel, din acest an, Supercupa României la volei masculin s-a desfășurat sub forma unui turneu cu 4 echipe. Conform noului format, la turneul Final Four al Supercupei participă campioana României și ocupanta locului secund, precum și deținătoarea Cupei României și finalista competiției. În sezonul trecut, Arcadia Galați a cucerit ambele trofee, așa că la turneu pe lângă Dinamo, ocupanta locului secund și Steaua, finalista ediției trecute a Cupei, a fost invitată ocupanta locului 3 din campionat, adică SCMU Craiova. În prima semifinală, derbiul bucureștean dintre CSA Steaua și Dinamo a revenit echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare, care s-a impus în minimum de seturi. După 98 de minute de joc, Dinamo CSA Steaua se încheie cu 3-0. Pe seturi a fost 25-21, 25-23, 25-22. O surpriză a fost produsă de CSM Arcadia Galați, care a avut nevoie de 5 seturi desfășurate în 2 ore și 20 de minute de joc pentru a câștiga semifinala cu SCMU Craiova. Cor final, SCMU Craiova, CSM Arcadia Galați se încheie cu 2-3. Pe seturi 25-18, 25-20, 11-25, 21-25, 11-15. Dinamo a câștigat pentru al doilea an consecutiv Supercupa României la volei masculin. Dinamo București își trece în cont propriul set al finalei Supercupei României 2022. Un set început bine de CSM Galați, însă terminat cu o greșeală la serviciu, care a adus punctul câștigător al setului în contul lui Dinamo. 1-0 la seturi pentru Dinamo 25-23. CSM Arcadia Galați câștigă al doilea set, egalează așadar 1-1, iar Supercupa României devine din ce în ce mai disputată. Setul 3 a fost unul disputat, care s-a întins de-a lungul la 52 de puncte, scor 27-25 pentru Dinamo București. Supercupa României la volei masculin ajunge în setul 4, iar Dinamo conduce Arcadia Galați cu 2-1. Punctul realizat de Marian Bala trimite finala Supercupei României în set decisiv, 28-26 pentru Galați și 2-2 la seturi, iar finalul devine unul incendiar în sala sporturilor din Constanța. Meciul a fost unul dramatic, încheiat cu 17-15 în decisiv pentru Câinii Roșii, iar Dinamo conduce pentru al doilea an consecutiv Supercupa în Ștefan cel Mare. La turneul Final Four de la Constanța a fost prezent și Gianni Crețu, câștigător al Ligii Campionilor în 2022, cel care a fost declarat cel mai bun antrenor în acest an de către CEV.